Salutare și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi plec la munte și m-am gândit să vă iau cu mine. Este târziu, într-adevăr, dar măcar sper să nu fie aglomerat. Așa că, haideți! Merg să o iau pe cumnoțica mea dragă și apoi o luăm din loc. Doamne ajută să nu fie aglomerat, pentru că am trei rute pe care sau din care trebuie să aleg. Și acum să vedem Waze-ul ce ne va arăta, ca să fie cea mai scurtă, cea mai rapidă și neaglomerată variantă. Gata, am ajuns și la Brașov, după un drum relativ de bun simț, aglomerat mai mult pe contrasens, dar pentru noi a fost foarte bine, așa că am ajuns. Ideea este că de fiecare dată, chiar dacă venim pentru puțin timp într-un anumit loc, avem geabantane cât pentru o săptămână, două degajat. Nu știu dacă și voi aveți astfel de probleme când plecați undeva, dar eu pățesc deseori asta. În fine. Cam asta ar fi. Mă bucur că am ajuns și abia aștept mâine să vedem cum va fi atmosfera, vremea, temperatura, așa că o să vă țin la curent. Rămâneți aici. Neața. Hai că am ajuns și la Făgăraș. Să vedem cetatea. Bă, cald și bine mai e. Atât de frumos și de neaglomerat. Nu vă puteți închipui. Băi, când vii la un astfel de restaurant, trebuie să te dezinfectezi și trebuie să o faci într-un stil românesc și cât mai autentic. Așa că, hai noroc! Se mai poate. Avem aici niște frigănele și tiramisu cu fructe, dar sunt foarte curios de frigănelele astea, pentru că sunt prăjiturile sau prăjitura copilăriei. Nu prea am mâncat când am fost mic așa ceva, sincer să fiu, dar mănânc acum. Pâine cu ou și lapte. Senzație! Senzație! Păi a fost foarte mișto unde am mâncat, la restaurant Casa Terra se numește. Au un meniu extraordinar și pun foarte mult accentul pe relația dintre bucătar și client. Și tot meniul are o anumită poveste și este incredibil de bine gândit și efectiv special, pentru că totul este gătit și folosesc produse tradiționale, produse făcute de ei cu rețete proprii și chiar este altceva. Băi, e păcat să vii la munte și să nu urci pe munte, așa că astăzi vom încerca să urcăm pe munte. Plecăm la munte! Și am plecat pe traseu. Numai la munte să nu vii, când nu-i zăpadă. I love Namol!
Super fain și la stâna turistică, recomandăm și mâncarea extraordinară, servirea super, locația minunată. Mai venim. Gata, gata, a sosit momentul să ne întoarcem la București acasă. A fost extraordinar de bine la munte, însă trebuie să revenim la normal, că na, asta e.